Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața vom continua Chihuahua. Am încărcat două tutoriale. Urmează ca sâmbătă și duminică să încarc alte două. Astfel, având un pic de liber, puteți da un ochi la ceea ce am lucrat. Astăzi dimineață vom atașa piciorușele din spate la baza corpului cățelușului și, bineînțeles, vom continua lucrarea. Voi folosi același fir Bravo, firul acrilic, care se lucrează cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Eu voi folosi croșetul numărul 3, cu același croșet am lucrat întreaga lucrare. Vom avea nevoie de fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de melană pentru a umple jucăria. Și sperăm că încet vom reuși să ajungem la un final. Ceea ce am făcut înainte să încep tutorialul a fost să cu fire despărțitoare să despart în două fiecare dintre piciorușe, de o parte și de cealaltă. La fiecare picioruș sunt un număr de 13 ochiuri. Noi cu aceste ochiuri vom uni piciorușele între ele, după care le vom uni bazei corpului și apoi vom continua lucrarea noastră. Aici unde vedeți acest fir și unde am pus sacul cu ață. Bineînțeles, vom avea nevoie și de acul pentru cusut lână, vă spun dinainte. Deci aici, de la semn până aici, am numărat un număr de 4 piciorușe, la fel și de partea aceasta. Deci, începând din acest moment, eu voi extrage acul de aici, căci nu am nevoie de el. Voi pune croșetul și voi uni cele două piciorușe între ele. Voi da un pic de o parte. Voi uni făcând un număr de 5 piciorușe scurte. Va fi nevoie de un pic de atenție aici, pentru că avem primul. Este nevoie să fim atente pentru a uni bine piciorușele între ele. 3. Cel de-al patrulea ochi, aici unde am și închis piciorușul, și 4, iar acum cel de-al cincilea ochi. În momentul în care am lucrat aceste 5 ochiuri, noi vom scurta firul. Vedem să se prezinte bine. Așa.
Vom scurta firul și vom închide această parte. Acul coață îl dăm deoparte, îl vom lăsa pentru că vom avea nevoie de el mai târziu. Voi închide aici lucrarea în felul acesta. După care voi începe lucrarea propriu-zisă. Voi face un ochi de lanț. Voi număra de aici un număr, deci aici am închis. Voi număra un număr de patru ochiuri, patru piciorușe scurte, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Voi intra aici în cel de-al patrulea. Voi lua baza corpului. Deci acum știu unde este cel de-al patrulea picioruș. Voi lua baza corpului. Începând de aici, din mijloc. Deci aici este mijlocul bazei. Voi număra. Deci lăsăm primul ochi. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Voi intra în cel de-al patrulea. De o parte și de cealaltă. La început, această operațiune mi se părea simplă. În realitate, întreaga lucrare este un pic mai complexă decât mă așteptam. Și vom lucra unind piciorușele cu baza corpului. Vom lucra un număr de 4 piciorușe scurte. Unul l-am lucrat deja. Cel de-al doilea. Pic dificil aici. Trebuie să aveți foarte, foarte multă răbdare. Eu mă refer la doamnele începătoare, pentru că doamnele avansate nu vor avea prea mari probleme. 2. Cel de-al patrulea picioruș. Alunecat. Apoi voi atașa alte patru piciorușe din cel de-al doilea. Vedeți, acum am atașat primul picioruș lucrării, acum îl voi atașa pe cel de-al doilea și voi lucra alte patru piciorușe. Trei.
cel de-al patrulea. Acum vom vedea exact. Vom scoate aceste fire pentru că eu le punem ca un punct de reper. După ce am lucrat aceste patru piciorușe, vom intra în baza corpului. Și vom lucra un picioruș scurt. Voi pune firul despărțitor, un fir despărțitor de care avem nevoie. Și vom continua lucrând un număr de 28 de piciorușe scurte. Cu aceste 28 de piciorușe scurte, noi ar trebui să ajungem aici în față, în mijloc, între piciorușe, unde am închis ultimul rând. Deci vom lucra singure 28 de piciorușe și ne întâlnim la partea din mijloc pentru a continua lucrarea. După cum vedeți, am lucrat de aici, de la semn, unde am început primul ochi după ce am unit piciorușele din spate. Deci, de aici, de la semn, până în locul unde am închis lucrarea, am lucrat un număr de 28 de piciorușe scurte. În următorul picioruș voi face o mulțire de 3. Deci, voi lucra în corespondența acestui picioruș un număr de 3 piciorușe scurte pentru a forma pieptul cățelușului. După care vom continua lucrând un număr de alte 28 de piciorușe scurte. Unul deja l-am lucrat. Vom continua și va trebui să ajungem până la locul unde am unit piciorușele corpului. Deci 28 de piciorușe scurte. Ne întâlnim după aceste piciorușe. Am lucrat cele 28 de piciorușe scurte. Am ajuns în corespondența primului picioruș din spate. Acum voi continua lucrând un număr de 18 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deci am lucrat 18 piciorușe scurte. În acest moment, noi vom face o scădere. Deci vom intra în ultimul picioruș care ne-a rămas din această parte, după care voi intra în primul picioruș din următorul.
și voi face o scădere. Acest tip de scădere. Aici, din nou, va fi nevoie de un pic de atenție, pentru că va fi un pic cam greu să extragem firul, după cum vedeți. Voi încerca din nou, mă scuzați că... Deci un picioruș de aici și unul de aici. Sper să nu mai facă probleme. Lucrez și strâns și locul este așa cum este, foarte, foarte în scurt, să spunem. De aceea nu reușesc să extrag firul. Este dificil. În sfârșit am reușit. Deci aici am efectuat o scădere. După care vom continua cu următoarele piciorușe. 1, 2, voi scoate un pic croșetul și locul unde am făcut această scădere, această uniune între piciorușele din spate, îl voi însemna cu firul despărțitor, pentru că ne va fi un ghid. Voi face în felul acesta. Așa. Și aici am lucrat deja două piciorușe. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, iar acum din acest picioruș vom intra direct în corpul cățelușului din nou. Aici din nou va fi un pic, să spunem așa, un pic de luptă. Voi face în felul acesta. Și partea cea mai dificilă, de care mi-a fost cel mai mult teamă, am realizat-o. Deci am făcut uniunea dintre piciorușele din spate și restul corpului. Din acest moment, punând firul despărțitor, noi vom lucra un număr de 75 de piciorușe scurte. Deci voi pune firul despărțitor,
și voi lucra un număr de 75 piciorușe scurte. Noi, când am terminat tot acest rând, am obținut un număr de 95 de piciorușe scurte, totul, de jur împrejur. Acum, deci, așa cum vă spuneam, vom lucra 75 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni după aceste piciorușe. Am lucrat cele 75 de piciorușe scurte. Acum voi lucra o scădere. În felul acesta, aici vom crea locul unde va fi codița. Din nou întâmpin aceleași probleme, pentru că locul este foarte, foarte strâmt. Voi face o scădere. Deci 75, acum vom avea 76 de ochiuri și continuăm. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, dacă am lucrat bine, 91, 92, 93, 94, am lucrat bine, 94 de piciorușe scurte. Deci am lucrat corect până acum. Ați văzut, partea cea mai dificilă a fost aici, unde am făcut legătura între piciorușe și corp. Primul și al doilea rând sunt un pic mai dificile. De acum vom continua lucrând un număr de... voi schimba firul și voi lucra din nou 75 de piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni după ce vom termina aceste 75 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 75 de piciorușe scurte. Acum voi lucra din nou o scădere. O scădere normală. Așa cum vedeți, acum merge mai ușor, pentru că deja am trecut de partea cea mai dificilă și vom continua lucrând piciorușe după piciorușe până la sfârșitul rândului, unde ne vom întâlni cu un număr de 93 de piciorușe scurte. Deci acesta va fi numărul de piciorușe după ce încheiem și acest rând. Așa cum vă spuneam, la început și mie mi se părea simplă lucrarea, însă este mult mai complexă decât mă așteptam. Bineînțeles, este o lucrare pe
care se vede că doamna respectivă a lucrat-o de multe ori pentru că avea deja dexteritate, manualitate. Și așa cum v-am spus și în celelalte tutoriale, eu îl fac la rugămintea unei doamne care face parte dintre noi. Așa, am ajuns și aici, la capătul acestui nou rând. Deci, de jur împrejur, trebuie să avem un număr de 92 de piciorușe scurte, de 93 de piciorușe scurte, scuzați. Înainte de a continua, voi pune firul despărțitor și voi continua din nou cu un număr de 75 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim după aceste 75 de piciorușe. Am lucrat deja două. Uitați-vă, începe să se contureze lucrarea noastră. Bine, sunt mulțumită. Deci ne întâlnim după ce lucrăm cele 75 de piciorușe. Am lucrat cele 75 de piciorușe scurte. Acum din nou vom face o scădere. Am obținut 76 de piciorușe, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, trebuie să obținem 93, 91, 92, 93 de piciorușe scurte. Uitați-vă că am ieșit exact. Aici unde facem scăderea, apoi va veni codița. Repet din nou. De data aceasta vom continua lucrând un număr de 74 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după aceste 74 piciorușe. Am lucrat cele 74 de piciorușe scurte. Acum voi face o scădere și am obținut 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
21. Și 2 de piciorușe scurte. Suntem exact. Acum din nou vom lucra un număr de 74 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 74 piciorușe. Am lucrat cele 74 de piciorușe scurte. Acum voi face din nou o scădere. Și 2 de piciorușe scurte. Vom schimba firul despărțitor și vom continua cu 74 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 74 piciorușe scurte. Ați văzut, am pus din nou firul despărțitor și vom lucra 74 piciorușe scurte. Ne întâlnim după acest număr. Am lucrat cele 74 de piciorușe scurte. Acum voi face o scădere. Și am obținut un număr de 75 de piciorușe scurte. Continuăm. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Trebuie să avem 91 la capăt. 85, 86, 87, 88, 89, 90 și 91. Uitați-vă că am ieșit la fix. Voi pune din nou firul despărțitor și vom continua lucrând un număr de 73 de piciorușe scurte. 73 de data aceasta. Noi ne întâlnim după ce vom lucra aceste 73 de piciorușe. Am lucrat cele 73 de piciorușe scurte. Acum voi face o scădere. Obținut 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
23. Ar trebui să avem 90. 88, 89, 90. Am lucrat corect. 90 de piciorușe scurte. Punem din nou firul despărțitor și vom lucra un număr de 73 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim după aceste 73 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 73 de piciorușe scurte, vom face o scădere, ajungem la 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 de piciorușe scurte. Acum vom continua din nou. Pare să iasă bine. Am mai lucrat cățeluș, dar nu în această manieră. Acum din nou voi lucra un număr de 73 de piciorușe scurte. Le vom lucra singure. Noi ne întâlnim după aceste 73 de piciorușe pentru a continua lucrarea. Am lucrat cele 73 de piciorușe scurte. Voi face o scădere. Am obținut 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88 ar trebui să avem, 84, 85, 86, 87, 88. Deci avem acest număr de 88 de piciorușe scurte. Am obținut ceea ce vedeți. Acum, între timp, putem să umplem un pic piciorușele, dar eu propun să mai lăsăm un pic. Acum voi lua câteva puncte de reper pentru a reuși să continuăm lucrarea.
Vom continua. Am firul despărțitor aici. Următorul rând vom începe cu o scădere. Ce am făcut? O scădere. După care voi lucra un număr de 12 piciorușe scurte. 1 10, 11 și 12. Acum voi face din nou scădere. Scădere și voi continua cu 8 piciorușe scurte. O nouă scădere. Urmată de alte 8 piciorușe scurte. 1 2 3 4 scădere. Și din nou 8 piciorușe scurte. 1 2 3 4 piciorușe scurte. Acum voi face o nouă scădere. Și voi continua cu 12 piciorușe scurte. 1 2 10, 11, 12. Acum voi face o nouă scădere. Și voi continua cu 8 piciorușe scurte.
7, 8 piciorușe scurte. Acum voi face din nou o scădere. Scădere, 3 piciorușe scurte, 2, 3, o scădere, aici unde este codița în spate, 5 piciorușe scurte, 5, o nouă scădere, 6, 7. Am terminat acest rând. Acum voi schimba firul și voi începe din nou. Mai întâi și mai întâi voi lucra o scădere. Dacă nu sunt atentă aici, după aceea greșim, nu ne iese corpul. Deci o scădere. Acum voi face 11 piciorușe scurte. 10, 11, 11 piciorușe scurte. Voi continua cu o scădere. După care voi lucra 6 piciorușe scurte. Acum din nou voi face o scădere. Urmată din nou de 6 piciorușe scurte.
rămase piciorușe scurte. O nouă scădere. Și din nou 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Începem să sculptăm corpul. 6. O scădere. Continuăm cu o scădere. Și de această dată vom face un număr de 11 piciorușe scurte. Și 11. Acum vom face din nou o scădere. După care vom lucra 10 piciorușe scurte.